Marți după amiază, polițiștii de frontieră Giurgiuveni au efectuat un control amănunțit asupra trenului rapid care circula pe ruta Istanbul-București, control care s-a soldat cu o captură de ordinul miilor. Lucrătorii de frontieră au descoperit numai puțin de 2200 de pachete de țigări ascunse în pereții dintre cușetele trenului. La primele cercetări, bărbatul care se afla în vagonul de dormit a declarat că nu știe cum au apărut țigaretele în pereții cușetelor. Polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul pereților despărțitori, dintre cușetele unui vagon de dormit, cantitatea de 2200 pachete țigări, fără marcaje fiscale. În cadrul primelor cercetări, însoțitorul vagonului de dormit, un cetățean român în vârstă de 25 de ani, a declarat faptul că nu are cunoștință despre modul în care țigaretele au ajuns în pereții cușetelor. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de peste 26.000 lei, a fost confiscată de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Cât despre însoțitorul vagonului, acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere a produselor accizabile, fără ca acestea să fie marcate corespunzător sau cu marcaje false.